Salutare lume, bine ați revenit la un nou video cu achiziții, de data asta un videoclip un pic mai special, cu achiziții de la Târgu de la Negreni, Fechetău sau Târgu Coaselor, ediția de vară. Am fost și eu, am fost să văd cum e experiența de acolo și a fost destul de fain. Chiar poți găsi multe, multe chestii interesante, trebuie răbdare, mai ales că vânzătorii vin din toată țara, am cunoscut inclusiv și urmăritori ai canalului care erau acolo cu vânzare, deci chiar a fost o experiență super. Acum ideea, nu aveam nu știu ce mari așteptări să găsesc console sau mai știu eu ce, și plus că mă așteptam să fie prețuri mai mari, că na, și oamenii ați venit de cine știe de pe unde, și costă, transportul costă, locația aia are nu știu câte o masă, aia, o masă, un spațiu de ăla să-ți cumperi și ăla, presupun că e destul de mult. Da, efectiv, în ziua în care am fost, s-a părut că nu a fost chiar așa multă lume și am fost sâmbăta. Nu știu cum a fost în restul zilelor, dar am înțeles că a și plouat. Da, cum ziceam, o experiență super. Dacă cumva aveți timp, în toamnă se ține cealaltă ediție, puteți merge să vedeți cum este. Evident, vremea va fi mai ok, că va fi mai frig, nu așa călduroasă. Dacă n-ați mai fost până acum la acest târg, eu vă recomand să o faceți, este chiar o experiență destul de faină. Și acum, că tot am povestit mult și degeaba, ia să vă arăt achizițiile. Voi începe cu această telecomandă pentru Sony PlayStation 3. Fost 10 lei, nu am vrut să mă întind chiar foarte mult cu cumpărăturile, că am zis că iau o pauză, așa. Am mai luat un joc pentru PSP, Grand Theft Auto, Liberty City Stories, în engleză, complet, cu manual. Va trebui să schimb carcasa, că nu stă umedeu în interior cum trebuie. Acesta a fost 25 de lei. Așa. Iar ultimele două achiziții, voi începe cu aceasta, un Sega Master System 2 cu un controller care funcționează chiar foarte ok. Acum prețul ei a fost cam ca și pe OLX, am dat 150 de lei pe ea. Pe OLX am mai văzut la 100 de lei, în rest cam de la 200 de lei în plus. Mai are alimentarea și cablu AV nu avea. Am dat 150 de lei pe ea. E funcțională. Prima fază am crezut că nu e funcțională, că n-ai cum să vezi dacă primește curent sau nu. Mă așteptam să se aprindă un LED sau ceva. Da, este perfect funcțională. Are un joc Sonic pe el, pe ea. Deci, da, cam asta a fost consola cumpărată. Nu o aveam la colecție, am zis că o am, pe lângă celelalte Sega-uri. Mai spun o dată, 150 de lei cu un controller. Și ultima consolă, această clonă de Atari. Și cu prietenul care am fost m-a sunat și mi-a spus, vezi că este o clonă de Atari acolo, și când ne întâlnim zice, da, ai luat-o, că inițial nu m-a interesat, că n-am știut despre ce-i vorba. Da, și prețul care i l-a cerut a fost 150, iar la mine a fost ceva mai puțin, a fost doar 50 de lei. Bine, nu e în condiția cea mai optimă, controlerele sunt un pic cam blocate, dar faza interesantă e că am putut folosi acest controller de Sega fără nicio problemă.
De fapt, am mers la unele jocuri, chiar fără probleme. Consola n-am, am luat-o pentru că a fost și prima consolă care am avut-o. Deci asta a fost Rambo sau cum sărăcei spunea, pe că le știți unii dintre voi. Da, fix modelul ăsta era, fix acelea jocuri. Bine, controllerul ăsta e, cum se vede, dar nu cred că e defect, că cablurile sunt ok, nu mai lipsesc șuruburile. Și aceasta este consola în sine, funcțională. Am testat-o cu o alimentare universală și a mers fără probleme. Cam acestea au fost toate cumpărăturile de la Negreni. Nu știu când va mai urma un nou video de cumpărături sau cu OSER. Vedem. Funcție de buget. Da. Nu mai încolo să bag în cutie. Cam acesta a fost videoul. Acestea au fost achizițiile. Mersi de vizionare și sper să ne vedem în curând cu noi videouri. Salut!